Da, am știut ce am crescut. Am crescut acest sufletel. Are grijă Matilda OnlyFans. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou clip aici pe canalul meu de YouTube. Azi avem un invitat foarte special despre care o să vorbim, de fapt, pentru că astăzi vorbim despre Matilda. Înainte să începem, nu uitați că mă găsiți pe Instagram, și pe Twitch, și pe TikTok și, în ultimul rând, aici. După cum ați văzut și în clipurile trecute sau poate ați văzut pe Instagram sau pe TikTok, clipurile cu Matilda au prins extrem de bine, au fost absolut virale și treaba asta m-a făcut să înțeleg că oamenii o plac cu Matilda, că Matilda este un personaj extrem de plăcut, dacă vreți chiar controversat, pentru că eu am crezut că este fetiță, până când într-o zi după ce am filmat cu dânsa și după ce le-am dat ceva să mănânce, au început să strige găinile. Și atunci mi-am dat seama că nu este fetiță și că este băiețel. Să înțelegeți, eu am primit 9 găini și pe toate le cheamă Matilda, printre care și pe el. Eu am crezut că și el este fetiță când a venit, pentru că nu avea nici creastă, nici bărghiile crescute, era, da, normal, o găină normală. Dă-te vadă, mama oleacă, fă așa. Și după o filmare, după ce am filmat odată cu dânsa și cu o găină, o găsit ceva pe jos și a început să o strige, să-i dea de mâncare. Atunci mi-am dat seama că este băiețel și a rămas tot Matilda. Deci am 8 găini Matilda cu tăcu cu coș care e tot Matilda. Acum, are găina Matilda OnlyFans? Răspunsul este că da, găina Matilda are OnlyFans. Și puteți să le susțineți pe toate 9 acolo. O să fie banii pentru noi ca să continuăm munca în online. Ce ai văzut? Asta ai văzut? Nu. Asta ai văzut? Ce vrei să dea mama? Uite, mărgele. Vrei mărgele? Lasă la telefon. Vede telefon. La nevoie la telefon, mama. Așa că OnlyFans-ul fac pentru oamenii care vor să ne susțină pe noi până la urmă, pe toată lumea, pentru că suntem mai mulți aici care lucrăm și care o facem cu Matilda vizibilă. Gamuci, băie. M-am tot gândit la treaba asta pentru că le făcusem OnlyFans și papagalilor și nu-i voie. Nu vrei, nu-i voie acolo. Ce vrei? Uite, vrei asta? Ha, gata. Mergi imediat. Am tot gândit dacă se fac acest cont de OnlyFans, dacă o să fie interesant, dacă o să mă țin de treabă. Ideea este că o să vedem. În principiu o să fac tot posibilul ca să fie o pagină cât se poate de cinstită de OnlyFans pentru găini. Ce? Vreau să vă povestesc o dată cu bunica ce-am pățit. Am fost acum vreo 2-3 zile la dânsa și a zis că vrea să sară în cap cu coș cear gri. Și am crezut că e vorba despre Matilda, pentru că e cocoș și este gri. Și mi-a spus că dacă intră la dânsile și nu e maturoi, o stare la picioare, te trage de pantaloni. Am zis că, doamne, Matilda, tot efectiv sare fetița mea în cap. M-am simțit foarte dezamăgită, m-am simțit ca un părinte căruia ieșuiază copilul. Nu-i voi. Îmi spune că da, da, e rest, sare în cap, n-ai ce să intre acolo fără maturoi. Și zic, doamne, doamne, doamne. Zic, cum, da, Matilda, chiar așa se întâmplă? Și zic că, a, nu, Matilda, cu coșul ceva gri, cu gâtul gol sare în cap. Și atunci am spus că da. Am știut ce am crescut. Am crescut acest sufletel curat, cu minte, absolut perfect. Igăgă! Tisiete! Tisiete, hai că mergi! Așa că dacă nu ne urmăriți, vă așteptăm și vă invităm să ne urmăriți pe pagina de Instagram, pe pagina de TikTok, aici pe YouTube și pe Twitch, pentru că suntem activi împreună cu dânsele. Eu am 9 găini, acum nu le-am adus pe toate 9, că este mai greu. Dar vă așteptăm să ne urmăriți peste tot, ca să vedeți cât de mult content se poate. Cu Matilda am făcut mai multe videoclipuri tip sketch-uri, tip scenete. Nu-i voie, unde vrei să duci. Vă las aici câteva să le vedeți. Salut! Haideți să vă arăt cum pregătesc găina pentru filmare. Începem prin a o spăla pe picioare. Alo? Ce faci, fată? Clipuri, dacă vreți, amuzante, pe care eu le gândesc și mă ajută mama și tata și prietenul meu să le filmez. Dar eu le scriu, le fac scriptul, le fac replici, le fac unghiuri, fac lumini, fac tot. Și ele sunt creația mea, unde, sigur, Matilda și celelalte găini sunt vedetele. Fără dar și poate poți să faci de astea să scrii, dar dacă n-ai găina, nu se întâmplă.
Așa că vă invit să-mi urmăriți, pentru că acolo eu postez și fac fel și fel de invenții, așa că vă așteptăm. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit și vă așteptăm peste tot. Vă urăm o zi frumoasă, să fiți sănătoși, să vă meargă din plin și să ne vedem cu bine data viitoare.